Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, atrage atenția că salariile ar trebui să crească odată cu creșterea productivității și nu să fie majorate de către politicieni. Isărescu spune că România se confruntă cu o situație specială, problema migrației. Avem peste 3 milioane de români care au plecat din țară pentru a se stabili în alte state membre ale Uniunii Europene. Într-o ordine firească, salariile ar trebui să crească și să devenim competitivi odată cu creșterea productivității. Șeful BNR a vorbit și de importanța infrastructurii pentru dezvoltare, despre care a spus că este esențială pentru a conecta diferite regiuni ale României și ale Europei. Mugur Isărescu a pledat și pentru aplicarea unor reforme politice coerente pentru a avea o economie solidă. Guvernatorul BNR a participat joi la o conferință organizată de Banca Națională a României, în colaborare cu European League for Economic Cooperation. Guvernul României a anunțat că salariul minim va crește de la 1 decembrie 2018 sau de la 1 ianuarie 2019, astfel, pentru persoanele fără studii superioare, salariul va fi de 2080 de lei, în timp ce persoanele cu studii superioare sau cele care au o vechime de minimum 15 ani vor primi lunar 2350 de lei brut.